Salutare tuturor, bine am la un episod din Rogue Olympia. De data asta mergem la Cluj, să ne întâlnim cu băieții de la Prime și să vedem Cupa României. Avem 7 concurenți care participă acolo, plus un client care participă și el. O să ne antrenăm cu băieții de acolo, o să fie Andrei Ienciu și Rami. O să facem ori spate, ori picioare. Cam asta nu mai rămas de făcut. Este a doua zi de spatea mea pe săptămână sau să dintr-un antrenament de picioare. Ne-am luat mesele cu noi. Sunt totul pregătit, am două genți. E ora 4:30, mă duc către Timișoara. La Timișoara o să iau un alt tren către Cluj, care e direct. Și la 1 ar trebui să fiu acolo. O să facem de acolo foarte multe filmări, așa că stați pe fază și urmăriți videoclipul până la capăt, să vedeți cum o decurs totul. Bun, am încă masă 1. Acum mă pregătesc să merg spre Cluj. La prima masă am avut 150 grame de ovăz, 200 ml de albuș, un ou întreg, 25 de grame de izolat proteic de la Prime, o lingură de miere, între 60 și 100 de grame de afine și 5 grame de ghimbir. Cam asta a fost masă 1 și acum ne îndreptăm spre Cluj, băieți. Spune-ne, Ionciu, haide, spune-mi ce mănânci aici. Orez cu pui și ketchup zero zahăr, conform planului. Da? Da. Și corect? Absolut. Spune-ne, Erika, ce ne-ai adus astăzi de mâncare? Nimic. Spune! Chec, gomi, pasta, ciocolată, 5 straturi, plăcintă cu brânză și cozonac. Nu, oricine poate să mănânce așa ceva. Da, mă strângeam. Dar să nu faci, poți să ții de aici, poți să sprijin. Yeah, we're making love, it's like a line of cocaine.
feels like heaven for a second, then I turn to a slave. She's kinda good at getting under my skin. Shoot me up, knock me down, cause she's my heroine. Until I'm lying on the floor, just trying to find myself a remedy. I've been drinking, overthinking, tripping out on what we used to be. I think that I figured you out, all that you wanted was clout. But all that you get in is stupid figures, cause I'm leaving without a doubt. Sing it! This is the end of us, baby.
bagă mâna, ridică antebrațul un pic mai sus. Antebrațul ridică un pic mai sus. Așa, hai, antebrațul mai sus, acolo. Așa, altceva? Bun, perfect. Te rotești ușor, perfect. Hai. Hai. Bun. Respiri. Așa. Încerci să contezi abdominalii constant. Ai întors. Asta-i. Te lași un pic. Ai. În corzi intercostali, bravo, genunchi, un femural. Asta. Dublu biceps spate. Așa, nu dansa așa. După ce un pic cel mai în spate, acolo. Strânge din femural, din fesier, perfect. Și asta e. Pic mai sus brațele, acolo. Nu te lăsa chiar așa din spate, a un pic mai jos, acolo, așa. Dus, și amforă. Bun. Așa, și doar faci, nu fă carabul, fă mast muscular. Și atât. După cele apropiate. Asta. Și vii, așa. Asta-i. Aur. Mâna dreapta mai mult. Dacă eu sunt în jurul aici și stau aici, nu lasă să stăm mai mult, nu? Din spate, nu din față. Din față trebuie să deschide cât de mult poate. Așa. Suflă afară și împinge. Rami, tu pe tine te ascult cel mai mult, deci să știi. Intercostalii. Lasă un pic să fac eu și după azi. Nu, mi se pare blasfemie. Ce fac ăștia acum? Deschide că lasă. Cum te lasă să deschizi spatele? Era vorba strict de Alex. Strict de Alex. Nu, e ca să nu mi zic eu. Strict de Alex Popa. Nu, nu, gen că nu-i lasă. Cu ce? La Alex Popa putem să deschidem tot spatele. Fii atent. Head judge aici. E prea mare, e uriaș, frate. Mai începe altă. Sufla, vădă. Bun, aici. O să vreau să apropii un pic picioarele, ui, așa o idee, și să stai mai deschis pe partea dreaptă, acum, da. Așa, nu mă achiez. Uite, să încerci să-ți faci un pic inerția asta în seara asta până mâine, știi? Da, lasă pieptul, lasă pieptul, că și-o greșeam așa. Ți-ai tăiat pieptul stâng, că îl încordezi, așa, lasă-l înapoi, da. Din poziția asta, tu trebuie să poți să-ți încordezi pieptul individual. Nu trebuie să încordezi nicio pieptă, trebuie doar să deschidă dorsalul. Și un alt pic mai sus. Rami, du-te, te rog, și corecteze poziția până ții telefonul la fiera. Te simți cum ar blocat aici? Mâna. Chiar. Băi, s-ar putea să fie blocat, dar nu poți să nu. Deci de aici trebuie să deschizi, trebuie să deschizi doar de aici. Deci n-ai treabă cu pieptul, n-ai treabă cu absolut nimic. Tu trebuie să deschizi doar aici. Abdomenul e mare. Aici. Așa e bine? Bun. Da. Stai. Mai bine. Intercostal blanar. Da. Da, tot așa să cerci un pic. Nu trebuie să alegi. O idee așa. Bine. Să scoate abdomenul, să scoate aer din abdomen și e bine. Bun. Asta bună. Mai bine asta. Bun, da. Mă, deci să umărul ăla mai către mine, era din spate. Umărul din spate, că era când întoarce. Vino, vino, mai rotești un pic. Așa. Ideea este ca aici, ca să ține genul. Lasă și la vată. Trebuie să veniți cu acum în partea asta și să vă rotiți așa. Da, să țin spol ca bărbun în partea asta. Așa, da. Memorează. E bine. Next. Asta e cel mai bun, o știu. Bine.
ăsta? Da. Acolo? Nu chiar așa, mai puțin? Așa. Îți lipite. Darma de către mine un pic mai pe interior. Rostutită. Așa. Dar nu a făcut umărul ăla din spate mai tare. Mai. Așa. Și toate aerul din abdomen. Așa. E bine. Am vorat să... Da? Să ai trai să ce mai e. Mai bine? Piciorul tău stâng, un centimetru mai în față. Bomba asta. Deci e bombă, bomba asta. Mare copil, mai rotit, mai rotit. Din umăr, nu din șold. Șoldul stă pe lateral, nu umărul. Doar umărul tău stâng, Alex, da? Nu aduci mai către mine. Ziua 2, guys. Suntem pe drum cu tata John aici, pe fir. Mergem la cupă. Când intră sportivii. Am mâncat micul dejun. Pe fugă. Pe fugă, evident, că am fost niște băieți necuminți și nu ne-am culcat la ora care trebuie și na. Evident, așa la show, când merge grijă de alții, important e ei. Și na, aia e. Mergem să vedem băieții, să vedem cum arată, încărcările, tot ce trebuie și îi dăm bătaie. Așa că ne vedem de la cupă, guys. Let's roll! Popa, cred că, nu? Popa, nu te mai așa să vin. Elinca? Mai încoace. Mai încoace. Zic cum a fost. Extraordinar. Aici vedem și profesionistul, viitorul profesionist. Amator. Head judge la... Aici, second coach. Nu trag cu ochiul ăsta că sare puroi pe ochi, aparat. Iubi la second coach. Hai, să mergem în cantarea și tot pe ea. Thank you.
dacă te simți, dacă te simți foarte plin, bagă de rondelele cu gem. Dacă ți-e foame, mănâncă masă. Stai, la cât ai mâncat? La 12? Cum asta? Eu mâncam la 2. Da, dacă mâncă la 12, mâncă la 3 jumate, ori jumate, mâncă. Chirondă și mâncare și orez. Bă, dacă ai jumătate de oră între stage și masa pe care am avut, e ok. Ok. Să nu fie cum am pățit noi la Olimpiade. Mergeam cu muffin în gât. Vomita la muffin pe scăriște. Mamă, ce show a fost adus. Mâncați cum? Ia zi-ne, ia zi-ne, poți să ne un pic, Rami. Haide, haide, este pentru vlog. Spune-ne. Cum era să vomiți pe drum? Cum mâncai? Deci panic era în fața mea. Săracul era cu muffin, sărea muffin din gât. Și nu mișeau rondelele, așa mă las. Eu nu-i sunt bun. Da, mă, asta zic că trebuie să aveți măcar un 20 minute jumătate de oră. Prin stage și... Mamă. Hai să vezi. Hai că merge și cu benzile alea. Cum ești, bă? În grafic. Ești în grafic, da? Liniștit. Aici un sponsor oficial? O, aici, uitați aici, asta e sponsor oficial. Mergem să am. E ca lacrimogen. Mă, parcă ești revenit de la asta un pic. Cine? Păi se pompează cu... Nu, la armant. Păi închide mai tare, bă. Mă gândesc că e un pic de distanță, nu l-am stat așa chiar. E mare, mare distanță. Deci nu se vede chiar orice defect. Păi ești aici, mă gândesc că ești aici, stai tu și stau unde tipa aia. Nu e așa mare distanță. Ea nu se vede. Nu, pentru că imaginea că nu se vede. Că stau acolo unde e coș de bas glasă, mă. Nu, dar nu se vede pentru că e de jos, nu văd, că bate lumina la anumite. Am înțeles. Deci ești ce perfect e pe picioare și pe aici nu mai pune nimic. O să cadă, mai bine așa că poți să și cadă, știi? La mine, de exemplu, cădea de pe umeri. Serios? Cădea, adică gen, intra în piele rapid. Mamă, și nu se vedea nimic. Mie îmi place cum miroase. Îmi place, te obișnui cu ea. Mamă, eu dacă aveam acasă, dacă aveam bani, numai cu protan, mă dădeam zile. Jur că te obișnui cu ea, mi-e spre prea foarte mult. Îmi ținam că e fixat tip, dar nu e. Mie îmi place. Eu uneori nu făceam duș cât trebuie, numai ca să mai stau cred vreo două săptămâni. Ba, numai că pe aia se deforma, știi, eram, pe aici eram jumate, pe aici. Și ca să dau jos. Este povestea spray special sau te duci și dai cu... Luăm un burețel de la de ca de hai, da. Ca de bucătărie, așa mai, care nu se duce. Apazim, nu se duce. Duce. Ce trebuie să faci? Eu și mă gândeam să dau cu multă cremă, să-l frecăm, gen să se omogenizeze, să duce. Iasă pigmentul. Nu trebuie dat cu spumă, spălat cu apă simplă, da. Rece și după aia o să trebuie dat cu spumă remove. Nu, el da, și se numește. Ca să cureți, se numește spam... E remover de la special pentru... Da, de scoate crema rapid. Și uite aici, vezi, l-a atins un pic de apă și de ce repede să-și pună. Pentru urmă. Dar nu se vede aia, Rami. Nu se vede. Side, hai un side. Bun. Frumos. Bun, altceva? Hai că vreau să văd side-ul ăsta, că asta mie îmi place. Nu? Hai, altceva. Hai. Sperăm un loc bun aici. Perfect. Vezi cum deschis spatele. Deja mă ufli. Ia zi, Paul, ești gata? A? Ești gata?
Baga mea, uite, uitați aici. Vai, Doamne! Săracu, ia zic, cum intră asta? Vai, cum intră? Hai că până la urmă mă mă rupe. Până la urmă mă enervez și dau o vodcă și mă usui și-o pe șel. Da. Ați auzit? Vedeți că băiatul ăsta e total natural, să știți. Nu folosește nimic. Nu mers, mă, ce aici, nu? Numai, ia trenul de CFR, eu știu. Bă, trenul la, de Iași. La cât de însevrat sunt când am mâncat pe șel, nu zici, mă, cum să te stai în fotul ăsta. Gata, treci bine, băiat. De asta zice Vili că nu mai poate. Ia treci. Bodybuilding. Bine, băiatul greu, atenție. Mamă, tu dracu, ce fain coapse. Ia zi ceva aici. Pregătit de război, la luptă. Power, da? Power. Hai, da. Asta. Suntem la prietenii noștri acasă. Uitați aici, Malacu. Suntem la Iacob, acasă. Ne hotărâm dacă plecăm azi sau plecăm mâine. Și ce să zic, mulțumesc că ați venit întregul vlog. Totodată vreau să vă anunț că am filmat un antrenament de coapse care va fi postat pe canalul lui Iacob, Iacob John, nu? Dați acolo un follow, un subscribe, un like, dați un share. O să ieți acolo un antrenament monstruos de coapse, ne-am cam decimat. Așa că, mersi pentru vizualizare, ne vedem data viitoare, băieți!